Apele marine săpau cu ușurință în rocile poroase ale tolterilor și recifelor grote, peșteri, nișe. Arheologii au depistat 25 de straturi culturale, adică tot de atâtea ori oamenii s-au stabilit aici cu traiul în vremurile străvechi. Tripolienii dădeau foc și la locuințe și la așezări în întregime. Odată la fiecare 50-70 de ani, ei părăseau locurile de trai și plecau în căutarea altora. Prin toată Moldova sunt împrăștiate multe movile bine conturate. Se prea poate ca acestea să fie gorganele culturii iamna, ale sciților sau sarmaților, cu necropolele lor bogate. În loc să le transmit, cum se cuvine, la Muzeul Istoriei, au acționat foarte practic, dar cei foloseau motocicletă au îmbrăcat armele astea pe picioare și pe genunchi să fie apărați de vânt. Herodot, vorbind despre geți, susține că ei se consideră nemuritori. Conducătorul de oști a fost luat prizonier de oastea regelui Jet, Dromihefe. Sfetnicii acestuia insistau ca inamicul să fie omorât, să le fie altora de învățătură. E o tipică Dava, cetate dacică. Sarmisegetuza e situată la altitudinea de 1200 de metri și se întinde pe circa 3 km. A fost trădat de camarazii săi nobili, Tarabostes, care îi păreau mai apropiați decât fuseseră în realitate. Era marea migrație care a deschis o pagină nouă a istoriei.